Ți se întâmplă să te trezești dimineața în panică? Adică așa cu o frică generală de viitor, astfel încât să nu te poți ridica din pat? Simți că nu faci față la cât ai de făcut? Simți că nu ești în stare de nimic, apoi te tot refugiezi scrollând pe social media? Se întâmplă să ai atacuri de panică? Să simți îngrijorare în ceea ce privește evoluția ta profesională? E bine, ultimele studii arată că în ultimul timp a crescut foarte mult anxietatea, inclusiv la copii. De ce se întâmplă asta? Care sunt mecanismele anxietății și ce putem face să depășim aceste momente? Despre aceste lucruri vom vorbi în următoarele minute la Brain. Bine venit la Brainium, eu mă numesc Vlad, iar astăzi vom vorbi despre anxietate, spunând ce este, de câte tipuri este, cum se manifestă, de ce apare și mai ales cum putem să o combatem. Înainte de asta, părerea ta despre acest subiect și video contează. Așadar, scrie-mi gândurile tale în comentarii și nu uita să te abonezi pentru mai mult conținut de genul acesta. Ce este anxietatea? Anxietatea este o emoție caracterizată de senzații de îngrijorare excesivă, de tensiune, gânduri sumbre ce ne copleșesc, ce pot duce inclusiv până la via schimbări fizice, cum ar fi creșterea tensiunii arteriale, bătăi rapide de ale inimii sau transpirații. Să mai ai ocazional episoade de anxietate sau de îngrijorare foarte mare este normal. Toți trecem prin așa ceva, mai ales acum că este un război dincolo de granițele noastre foarte aproape. Sau în urmă cu câteva luni când foarte mulți din jurul nostru făceau COVID și mulți decedeau. Dar dacă episoadele acestea sunt intense, frecvente sau lungi, deja e problemă. Deja putem vorbi de tulburări de anxietate. De câte tipuri sunt tulburările de anxietate? În realitate, sunt destul de multe tulburări care se încadrează în spectrul acesta al anxietății. Scrie câteva, cele principale. Tulburarea de anxietate generalizată. Aceasta se referă la îngrijorări excesive, persistente sau incontrolabile privind evenimente din viața de zi cu zi, inclusiv cele de rutină. Practic, lucrurile nu sunt proporționate, adică foarte exagerate, față de cum sunt ele în realitate. Și e foarte greu de controlat această situație. Uneori ne poate afecta și fizic. Se pare că este mai ferventă la femei decât la bărbați și uneori este asociată cu alte tulburări, precum ar fi depresia. Tulburările de panică sau atacul de panică. Acestea sunt niște episoade repetate de intensitate intensă, mai concret de frică sau teroare, care ajung la apogeu în câteva minute. De ce îi zice atac de panică? Foarte frecvent e asociat cu senzația că n-ai aer, asta se numește dispnee, durere toracică sau bătăi rapide și puternice ale inimii. Se poate întâmpla oricând, ceea ce crește nivelul de anxietate. Anxietatea datorată unei probleme medicale. Se referă la anxietatea sau panica dată de existența unei probleme medicale, cum ar fi un cancer, de exemplu, sau chiar și COVID, după cum am văzut lunile trecute. Anxietatea datorată fobiilor specifice. Aceasta se referă la apariția anxietății, uneori inclusiv cu atacuri de panică, atunci când o persoană este expusă în situații sau lucruri specifice. Un exemplu ar fi tulburarea de anxietate socială sau fobia socială, care se referă la teama destul de mare și la evitarea nu doar a evenimentelor sociale, cât și a interacțiunii cu alți oameni, mai ales necunoscuți, ce provine dintr-o jenă sau teama de a te face de râs sau de a fi judecat într-un sens negativ de către ceilalți. Evident că vorbim de o teamă exagerată de aceste lucruri. Un alt exemplu este agorafobia, adică teama de a fi singur în anumite situații sau locuri, mai ales în locuri publice, care nu pot fi părăsite imediat sau în care ajutorul nu poate să fie disponibil într-un eventual atac de panică. La copii există anumite tipuri specifice de anxietate, precum ar fi mutismul selectiv, adică incapacitatea copiilor de a se exprima în anumite situații, precum la școală sau în public, în timp ce acasă cu părinții vorbesc normal. Sau anxietatea de separare, care apare la copii ce sunt separați de părinți sau de îngrijitori. Mai există anxietatea indusă de consumul de substanțe, adică de alcool, medicamente sau droguri. Și aceasta apare de obicei când nu mai ai acea substanță, iar organismul o cere, că așa funcționează dependențele. Și mai sunt multe alte tipuri de tulburări de anxietate, mai mult sau mai puțin specifice. Ce simți când ai anxietate? Simptomele anxietății sunt diverse, adică vorbim de stări de nervozitate, agitație, senzație de pericol iminent sau panică generalizată. Apoi, ești atât de îngrijorat de viitor încât ai dificultăți în a te concentra pe alte sarcini, ceea ce duce la o scădere a performanței la locul de muncă, facultate sau la școală. Ești obosit tot timpul. Asta e din cauza consumul ridicat de energie atunci când cauți răspunsul la întrebările fără sfârșit care îți poluează mintea. Dacă, de ce, parcă, dar totuși, cum ar fi să și multe altele. Tulburarea somnului, treziri nocturne și adormit greu. Și din punct de vedere fizic apar modificări, mai ales în atacurile de panică. Crește tensiunea arterială, crește pulsul, respirația accelerată și dificilă, apare transpirația, mai ales nocturnă, tremor, tensiune musculară, senzație de nod în gât și simptome gastrointestinale. Iar lista poate continua. Care este cauza anxietății? De ce se produce?
face. Cauzele anxietății încă nu sunt pe deplin înțelese, dar câteva cauze care determină sau care contribuie la apariția tulburărilor de anxietate, adică factor de risc, ar fi genetic. Se pare că tulburările de anxietate au un oarecare determinism genetic, adică le cam moștenim. Prezența unei alte afecțiuni mentale, adică anxietatea merge des cu depresia. Menționez că depresia este o afecțiune oarecum similară, dar care merge cu tristețe, neputință și o renunțare efectivă la tot. Adică în depresie crezi că efectiv nimic nu mai are rost. Pe când anxietatea este mai mult o îngrijorare excesivă decât o tristețe și stare de delăsare. Oricum, depresia este o boală foarte gravă. Stresul exagerat este într-adevăr una dintre principalele cauze ale anxietății și mai ales stresul dat de anumite evenimente, relații toxice sau pierderea unei persoane dragi, a jobului sau singurătatea. Abuzurile fizice, emoționale sau sexuale din copilărie sunt strâns legate de tulburări de anxietate mai încolo în viață. Trebuie să ajutăm acești copii cât putem și să luptăm împotriva abuzurilor. Chimia din creier. În episodul despre creier am vorbit despre frică, emoții și anumite circuite din cadrul sistemului limbic mai ales și cum acestea influențează alte regiuni din creier, precum cortexul frontal, ce se pare că are legătură cu anxietate. Trauma. Este exact ce se întâmplă acum în Ucraina. Refugiații și nu numai, care au trecut prin trauma războiului și a pierderii persoanelor dragi, majoritatea dezvoltă sau vor dezvolta tulburări de anxietate sau depresie sau sindrom de stres post-traumatic, PTSD în engleză, sau multe altele. Personalitatea. Anumite tipuri de personalitate sunt mai predispuse la anxietate. Abuzul de substanțe, alcool, droguri sau altele. Chiar dacă unii folosesc astfel de substanțe pentru a masca anxietatea, de fapt ea tot există. Iar abuzul de alcool doar agravează lucrurile. Și în dependențe, când nu ai substanța respectivă, anxietatea crește foarte mult. Probleme de natură medicală. Aici sunt atât bolile foarte grave, cum ar fi cancerul, care e de înțeles că produce o stare de anxietate, mai ales dacă este un stadiu avansat, cât și alte afecțiuni care au ca simptom anxietatea, precum ar fi diverse boli cardiovasculare, pulmonare sau tiroidie. Cum se tratează anxietatea? În mare există cam trei chestii pe care le putem folosi și combina. Prima pe care o putem face noi este prevenția și încercarea de gestionare și eliminare a factorilor de risc. Apoi avem psihoterapia și medicamentele. Evident, ultimele două se realizează cu ajutorul specialiștilor. Doar medicii pot să prescrie medicamente după ce consultă pacientul și pun un diagnostic. Iar psihoterapia doar de specialist poate fi dirijată. Dar revenind la prima categorie, putem face câte ceva pentru a evita într-o oarecare măsură anxietatea. În primul rând, trebuie să reducem stresul. Putem renunța la activitățile care ne produc foarte mult stres sau măcar să le limităm. Sau putem schimba locul de muncă, putem renunța la persoanele toxice din jur care ne stresează sau la relațiile toxice. Putem, și este foarte important, să cerem ajutor acolo unde nu ne pricepem. Un exemplu ar fi ajutorul unui consilier financiar dacă nu ne descurcăm cu finanțe. Sau ajutorul prietenilor în diverse probleme. Sau există terapia de cuplu pentru situațiile în care acolo este resursa anxietății. Sau la unui profesor sau coleg dacă sursa anxietății vine de la studii sau de la școală. Iar exemple pot continua, dar ideea este să reducem stresul și să cerem ajutor acolo unde ne facem față. Apoi ne putem folosi de știință. Știm că exercițiile fizice duc la creșterea endorfinelor, adică acele substanțe care ne fac să ne simțim bine, și scade cortizolul, adică hormonul stresului. Deci sportul ne face să ne simțim bine. Și somnul ajută extrem de mult la întărirea organismului, dacă se poate, bineînțeles, pentru că anxietatea deseori merge cu insomnie. Alimentația. Această problemă aș privi-o din trei puncte de vedere. În primul rând, o alimentație sănătoasă ne menține sănătoși, deci riscul de anxietate datorată problemelor medicale scade. Apoi există alimente care ne agită, precum ar fi cafeaua sau băuturi energizante, pe care ar fi bine să le reducem sau să le evităm total, mai ales la copii. Iar în al treilea rând, alimentația influențează în mod direct microbiota. Despre microbiota am făcut un episod unde am explicat legăturile care există între flora intestinală și creier. Deci ceea ce mâncăm ne influențează creierul. Să facem să avem în jurul nostru relații sănătoase, atât relații de dragoste cât și relații de prietenie sau în familie. Și să avem relații, adică să nu fim singuri, că și singurătatea este un alt factor care crește anxietatea. La fel ca și relațiile toxice care pot duce la tulburări de anxietate. Meditația și yoga sunt studii care arată ce influență pozitivă au asupra creierului și psihicului uman. Urmează curând un episod în care voi vorbi special despre acestea. Și bineînțeles să evităm alcoolul și drogurile. Nu cred că este nevoie să mai zic de ce. Ca o concluzie, este foarte important să ne cunoaștem pe noi. Adică să știm cam ce tip de personalitate avem, ce temperament, ce stil de atașament, ce antecedente familiale avem, pentru a ști cât de predispuși suntem la anxietate, cum reacționăm la evenimentele din jur și cât de mult trebuie să insistăm pe prevenție. Pentru că dacă avem o personalitate predispusă la așa ceva și evenimente sau relații în jur care ne stresează, trebuie să luăm legătura cu un specialist înainte de a se instala anxietatea propriu-zisă sau înainte de atacurile de panică pentru a le menegerea mai bine sau chiar pentru a le evita. Este mai bine să previi decât să tratezi. Tratamentul propriu
propriu-zis al tulburărilor de anxietate este o combinație între psihoterapie și eventual medicamente. Psihoterapia cognitiv-comportamentală presupune ședințe de discuție ghidate cu un specialist care spune cum ne afectează emoțiile, comportamentul, cum zice cum să le gestionăm, cum să gândim și ce să facem ca să depășim dificultățile. Uneori, în anumite cazuri, poate fi nevoie de medicamente, care sunt de mai multe tipuri, antidepresive, benzodiazepine, antipsihotice și multe altele, dar asta medicii hotărăsc. Cam atât a fost pentru astăzi despre anxietate. Ai grijă de tine, fii rațional, nu te lăsa pradă emoțiilor în această perioadă dificilă. Eu îți mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare!